Noua echipă de conducere a Liceului Tehnologic Petru Maior din Reghin și-a început activitatea. Atât directorul cât și adjuncții săi sunt pentru prima dată în aceste funcții și speră să nu-i dezamăgească pe colegii care le-au propus să preia conducerea. Practic, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Județean Mureș a luat această decizie prin care noua conducere a unității de învățământ va fi asigurată de către mine, profesor Claudiu Bândilă, în funcția de director, doamna profesor Simon Mogdolno în funcția de director adjunct și tot în funcția de director adjunct domnul profesor Drăban Gheorghe. Așa cum se spune și în decizie, este practic o numire pe o perioadă de interimat, deci noi asigurăm un interimat. În decizie se spune foarte clar, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de finalul anului școlar. Această funcție înseamnă o mare responsabilitate. Deci eu am discutat cu colegii mei și la fel ca în prima ședință pe care am avut-o cu colegii în sala profesorală când am fost și anunțați, a fost și anunțată numirea noastră, le-am spus colegilor că noi am fost puși aici nu să fim șefii nimănui, ci să fim slujitorii școlii și a copiilor, slujitorii colegilor și a copiilor. Deci noi suntem puși aici să încercăm să facem ca această instituție să meargă, să ne străduim să meargă cât mai bine. Aș dori ca ceea ce până acum au făcut cei din conducere, noi să continuăm, să fie mai bine. Și așa cum a zis și colegul, nu funcția te face pe tine, în primul rând trebuie să fii om, să înțelegi pe toată lumea, trebuie să-i asculți. Nu întotdeauna e ușor să iei o hotărâre pe moment, de aceea noi împreună colaborăm tot timpul. Și sperăm că va fi totul bine. Așa cum colegii când m-au propus, mi-au spus că oricând pot să cer și ajutorul lor, eu chiar am cerut deja la unele colegi ajutorul și sper că și în continuare ne vor ajuta și colegii pentru că o să funcționeze această școală în condiții normale, numai dacă împreună, toți pentru unul și unul pentru toți o să lucrăm. Sunt meseria de cadru didactic de 10 ani, profesor de matematică, meserie pe care o fac cu drag. Probabil vă ajută și faptul că aveți o imagine bună în rândul colegilor dumneavoastră, având în vedere și rezultatele pe care le-ați obținut de-a lungul timpului cu elevii. Da, într-adevăr pot spune acest lucru. Am obținut cu elevii rezultate bune atât la concursuri școlare, olimpiade, rezultate bune la examenul de bacalaureat. Ei, acum urmează o nouă etapă, cea în care vă veți ocupa în mod direct de soarta acestei instituții. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest lucru? Într-adevăr, e o provocare pentru mine sau pentru toată echipa. Sper să ne descurcăm și sper să trecem cu totul bine vestea asta. Ce mesaj le transmiteți colegilor dumneavoastră care au optat ca dumneavoastră să ocupați această funcție? Să aibă încredere în mine, să aibă încredere în noua echipă. Și oricând suntem dispuși la orice discuții să cooperăm și să rezolvăm orice problemă. Dacă ar fi să le transmiteți un mesaj părinților? Părinții să aibă încredere în noi, în școala noastră și să-și înscrie cu drag copiii pentru liceu Petru Maior. Echipa managerială a Liceului Reghinean și-a făcut planul de bătaie pentru perioada următoare, conștientă de responsabilitatea pe care o are în cadrul unității, care este una dintre cele mai mari din județ. Va trebui să ne adaptăm pe parcurs cerințelor, normelor, tot ce ține de partea de management și de conducere a unității de învățământ. Pentru că mandatul nostru, așa cum am spus, va fi unul scurt. Principalul lucru pe care cred că trebuie să-l facem va fi să asigurăm buna funcționare, funcționalitatea școlii, a instituției în perioada imediat următoare, atât din punct de vedere a procesului și a calității procesului de învățământ, cât și a asigurării părții administrative, ceea ce ține de cerințele strict materiale, de partea administrativă, să facem în așa fel încât să asigurăm o bună,
o bună desfășurare a activităților și a profesorilor și a elevilor pentru a avea rezultate cât mai bune în perioada următoare. Planul de acțiune al noilor directori este structurat pe activitățile școlare următoare, legate de concursuri, simulări și examene care se apropie. Urmează o perioadă, să spun eu, destul de caldă, pentru că începem caldă în ghilimele, bineînțeles, nu ca vremea de afară acum, o perioadă în care vom începe prin a organiza și a desfășura olimpiadele școlare, concursurile și olimpiadele școlare. Da? Noi chiar o să organizăm în data de 28 faza zonală a olimpiadei de biologie, care se va ține aici la noi. Și pe urmă, bineînțeles că pe măsură ce se termină cu aceste olimpiade și concursuri, care normal vor fi organizate etape și la nivel județean, pe urmă vor fi interjudețene și pe urmă se vor termina cu faza națională. Între timp vom mai avea de organizat simularea la capacitate și la bacalaureat. Va urma, bineînțeles, perioada în care se vor susține atestatele pe profilele, mai ales pe profilele celor care termină la partea de liceu tehnologic, dar nu numai, și matematica, informatica, din câte știu eu, doamna director adjunctă are atestat de susținut. Asta este imediat înainte de începerea bacalaureatului și vom termina cu succes cu bacalaureatul. Sperăm să terminăm cu succes cu bacalaureatul, să fie foarte bine organizat și să avem, bineînțeles, rezultate cât mai bune la învățătură și la examene și să le dea copiilor o șansă pentru a accede la o instituție de învățământ superior care să le ofere o posibilitate de a ajunge undeva sus în viață și cu condiții foarte bune. Acum, pe moment, e problema claselor 0, care știm că sunt copii tot mai puțin și am dorit ca și la noi să formeze clasele 0A și 0B. La clasele a 5-a sunt probleme că avem o singură clasă de a 4-a. Eu zic că dacă ne gândim așa pe viitor, o să fie mai puține ore, deci o catedră jumate dispare. Și eu m-am axat pe generală și pe secția maghiară puțin acolo să vedem ce mai e de făcut, pentru că sunt multe lucruri care încă trebuie văzute, bine puse la punct. Formula anterioară de conducere a unității, cea de la începutul anului școlar, era formată din Cristiana Pantelimon și Băite Vilmoș.